Așa, cu tot cu Bună ziua, comori. bună ziua! Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată. Acestea sunt ingredientele. Ciocolată pentru înghețată. Așa. O să avem nevoie și de o uliță. Așa. Un tel ca să amestecăm și încă un bol. Un bol ca să amestecăm totul. Așa, și o să avem nevoie pentru înghețata noastră de 2 ouă, de cacao, ciocolată, 50 de grame, aici avem 20 de grame de cacao, 100 de zahăr, esență de rom și 340 de lapte. Doar atât. Și o să facem totul pe foc. O să încălzim mai întâi laptele, apoi o să topim ciocolata. Și aici în vas o să batem cutelul, ouăle, cu zahărul, cu cacao și la urmă o să punem esența de rom. Și facem o cremă. O lăsăm să se răcească și după aceea o putem pune ori în mașina de înghețată și o amestecăm circa 20 de minute, 25, sau o punem într-un vas și când începe să înghețe puțin, începem să o amestecăm cu o lingură de lemn sau cu un mixer la început. Și o amestecăm ca să iasă cremoasă. Ea deja este cremoasă, că facem o cremă, astăzi o facem pe foc înghețata. Este foarte, foarte, foarte bună. Așa. Și să punem, aici avem 340 de lapte și îl punem într-o tigăiță pe foc. Ia să deschid. Așa. Și punem laptele, îl punem aici și îl punem pe foc să se încălzească. Până ajunge la punctul de fierbere și după aceea adăugăm ciocolata. Ia să pun pe foc. Așa. Și ciocolata o punem în laptele cald să se topească. Și aici o să pun 2 ouă. Cu zahărul. Și începem să amestecăm puțin. Așa. Adăugăm și cacao. Și amestecăm încet. Să o încercați să vedeți ce bună este. Și eu pun și esență de rom. Să știți că este foarte, dă un gust foarte bun. Vedeți? Aici am laptele. Se aude bine. Mulțumesc mult, Mariana. Și acum o să punem ciocolata. O puteți tăia și bucățele să se topească mai repede. Și o pun în lapte. O mai pun încă un pic pe foc. Așa. Și între timp noi amestecăm aici. O topim. S-a topit ciocolata. O să adăugăm aici, peste laptele nostru. Așa. Și adăugăm așa, puțin câte puțin. Și acum
răsturnăm în uliță. Totul. Ca să punem pe foc. Amestecăm bine așa. Și amestecăm. Și acum o să dăm pe foc, la foc potrivit, și amestecăm continuu, 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 continuu. Și vedeți, eu dacă bag o lingurița acum în compoziție, vedeți cum se vede? Deci compoziția, în momentul când este gata, este ca o cremă, ca o cremă, și când băgăm lingurița, o să fie acoperită de cremă. Deci atunci este gata, nu trebuie să se vadă lingurița. Ia și punem pe foc. Vedeți? Așa trebuie să fie după ce s-a răcit. Groasă. Așa. Și se pune așa în mașina de înghețată 20-30 de minute sau o dăm la congelator și după când începe să înghețe, amestecăm cu o lingură de lemn ca să rupem cristalele. Și o punem din nou. Și facem această operație de 3-4-5 ori. Așa. Și rezultatul o să fie așa. Ia să vedem. Că eu am scos-o puțin înainte. Am o cupă de înghețată, vedeți? Înghețata este gata. O putem pune și în cupe. Așa. Și le putem pune la congelator așa cum sunt. Așa. Așa, acum o să punem în folii și dăm totul la congelator. Ia uitați ce minunăție! În folie. Așa. Și le dăm la congelator. Și avem o înghețată super, super bună. Și delicioasă. Ia uitați. Punem așa în mijloc. Aducem capetele așa deasupra, închidem, așa, și avem o înghețată super, ia uitați, și cea care este acum înaltă o așezăm pe o parte și tragem așa, ia uitați, și acoperim. Și acum dăm totul la congelator, așa cum este, sau o putem pune la frigider în aceste cupe. Punem așa în cupe. Și dăm la congelator. Așa. Înghețată bună și gustoasă. Cu un capac și dăm la congelator. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine, vă doresc o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu următoarele rețete. La revedere și mulți, mulți pupici, vă îmbrățișez cu mare, mare drag!